Bun găsit, doamnelor și domnilor, la interviurile Temeraria. Ne aflăm în Parcul Coloanei Infinitului din Târgu Jiu. Nu întâmplător ne aflăm aici. Am invitat ca temerară la interviurile de astăzi pe campioana olimpică Constantina Diță. Vă mulțumesc mult pentru faptul că ați acceptat să fiți alături de noi în cadrul interviurilor Temeraria. Așa cum spuneam, nu întâmplător am ales această locație. În primul rând sunteți gorjancă, tot în primul rând sunteți cetățean de onoare al municipiului Târgu Jiu. Așa este, mulțumesc de invitație și mă bucur că pot face acest interviu în cadrul Temerariei, lângă Coloana Infinitului, lângă capodopera lui Constantin Brâncoș. Aceste interviuri sunt realizate în cadrul programului În Stare de Bine, program finanțat de Kaufland România și derulat prin Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Cei de la Kaufland, chiar în luna martie, s-au gândit că ar fi bine să aloce fonduri să susțină femeile și a fost un lucru foarte frumos, chiar în perioada de 8 martie ei au decis aceste lucruri și în urma unui hackathon unde s-au întâlnit peste 20 de ONG-uri din toată țara, în mod natural au luat ființă câteva proiecte destul de frumoase, printre care și acest proiect Temeraria, care este realizat în colaborare cu un alt ONG din București, cu Tandem. Știți ce vrem noi să facem și să realizăm cu aceste interviuri? Vrem să încurajăm tinerele, adolescentele și chiar femeile care poate nu au reușit în viață cum au reușit alții să schimbe povestea. Și cu povestea dumneavoastră am vrea să schimbăm alte povești în bine. Sunteți o temerară, așa cum spune cuvântul în dicționar, un om care muncește foarte mult, este ambițios, este dârz. Este ușor să devii campion? Nu este ușor, nimic în viață nu este ușor, dar dacă muncim și facem ceea ce noi ne dorim și ne place ceea ce facem, fiecare are un rezultat. Și eu ca femeie le încurajez pe toate femeile și pe toate tinerile care au un lucru în viață, un țel în viață, să lupte pentru țelul respectiv. Pentru că de multe ori noi cedăm. Mă uit la mame când după ce nasc nu se mai reapucă să facă ce au făcut înainte. Nu e adevărat. Tot timpul trebuie să luptăm cu noi înșine și să mergem mai departe, să trecem peste obstacol. Începutul unei astfel de cariere, ați ajuns pe cel mai înalt podium, campioană olimpică la Beijing. Nu pot să uit acea fotografie care a circulat în toată lumea cu dumneavoastră, cu tricolorul României în spate. Este intimidant să începutul unei astfel de cariere, totuși ați plecat de la turburea. Așa este. Deci am plecat. Contează de unde plecăm în viață? Nu contează de unde pleci în viață, contează să vrei să faci ceva în viață și să lupți pentru orice în viață. Eu am plecat din comuna Turbulea. Eram la liceu în anul 3 când am alergat la un cross și era selecție pe liceu. De la liceu ne selecționam și veneam la faza județeană pe licee. Și de acolo eu am venit aici la Coloana Infinitului, unde s-a ținut faza județeană pe licee. Bineînțeles, aici au participat, mă aduc așa de bine aminte cum am luat startul de aici din fața Coloanei Infinitului. Ce coincidență frumoasă! Da, tocmai asta mă gândeam, zic că eu am făcut primul meu cross oficial aici la Coloana Infinitului, l-am alergat, am plecat de la Coloana Infinitului spre fabrica de cauciuc și înapoi și am venit pe loc, clasa pe locul 3, unde am bătut și sportive care erau legitimate la club. Eu, nefiind legitimată, venind de la țară, din comuna Turbulea, am venit pe locul 3 și așa am început eu
să urc în sportul de performanță. Aici a fost primul meu pas spre sportul de performanță. Și bineînțeles că este greu când pleci de la țară, vii la oraș și mergi la competiții, dar dacă nu ai, în sportul de performanță, dacă nu ai un program pus bine la punct, nu ajungi pe culmile cele mai înalte ale podiumului. Într-un interviu spuneați că ați făcut multe sacrificii pentru sportul românesc, dar ați avut și la fel de multe satisfacții. Haideți să vorbim puțin despre sacrificii, să înțeleagă adolescentele, doamnele care ne urmăresc, ce înseamnă să faci un sacrificiu, până unde se poate ajunge și după aceea și rezultatele. Bineînțeles că în orice domeniu trebuie să faci sacrificii ca să ai rezultate. Iar eu nu mă căiesc că am făcut aceste sacrificii pentru că mi-a plăcut ceea ce am făcut. Plecând de la țară, fiind în ultimul an de liceu, trebuia să vin deja la Târgu Jiu să fac antrenamente. Făceam de dimineață școală la liceu la Turburea. După aceea, după programul de la liceu, veneam la Târgu Jiu cu trenul de 3. Veneam, făceam antrenamente la Târgu Jiu. Un an de zile eu am făcut acest sacrificiu, care mă trezeam dimineața la 4-5 și ajungeam noaptea la 12. Până am terminat liceul și m-am mutat la Târgu Jiu. Deci trebuie să faci multe sacrificii într-o carieră. După care am început să plec de acasă, să fiu în cantonamente, să fiu plecată departe de familie după ce am avut copilul. Și pe parcurs am făcut multe, multe sacrificii, dar nu-mi pare rău, pentru că avem satisfacții după sacrificiile pe care le-am făcut. În primul rând, când particip la un cross, iei o medalie. Prima dată particip pentru campionatele naționale, iei medalii la campionate naționale, după aceea dorești mai mult, trebuie să faci mai multe sacrificii să ajungi la un campionat mondial. Și toate sacrificiile pe care eu le-am făcut au meritat, pentru că mi-a plăcut ceea ce am făcut. Și de asta eu le încurajez pe toate tinerele și pe toate femeile din lume și de la noi din România să lupte și să facă sacrificii pentru ceea ce își doresc să facă în viață. În fiecare domeniu trebuie să faci sacrificii. Când ați avut pentru prima dată visul de campioană? Când ați visat să ajungeți acolo unde ați ajuns? Eu am visat de când eram, cred că era prin 84, tot când doamna Maricica Puică a fost la Jocurile Olimpice de la Los Angeles și a luat medalie de aur pe proba de 3000 de metri. Eu mă visam că o să ajung și eu ca doamna Maricica Puică. A fost, deci, un model. A fost modelul meu și un vis al meu care mi-l doream să mi-l împlinesc de copil. Și asta a fost ținta mea și sacrificiul pe care l-am făcut să ajung acolo unde a fost și doamna Maricica Puică. Deci aveam un cel în viață. Deci se poate. Deci se poate orice. Cum v-am zis mai devreme, în orice domeniu, dacă vrei să devii doctor, trebuie să faci sacrificii, să înveți, să studiezi și când ajungi să fii un medic bun, ești văzut de o lume întreagă, că ai făcut sacrificii în spate ca să ajungi un medic bun sau în orice domeniu, un profesor bun, un profesor universitar, deci în orice domeniu învățământ, în orice domeniu ca să ajungi acolo trebuie să faci sacrificii. Orice astfel de carieră, precum e cariera dumneavoastră, nu e presărată numai cu bucurii sau numai cu... Probabil ați trecut și prin multe obstacole, greutăți. Așa au fost? Cum ați reușit? Încercând să mă antrenez mai mult și să îmi demonstrez mie și la persoanele care erau lângă mine că se poate face orice și încercam să trec peste toate greutățile și răutățile prin a mă antrena mai mult și a aduce mai bune rezultate în sport. A fi femeie în sport v-a avantajat sau v-a dezavantajat în vreun fel? Nu m-a dezavantajat că am fost femeie în sport. Depinde de sportul pe care îl faci. În atletism, la noi în România, femeile au avut mai mult succes în atletism decât bărbații. Ne uităm acum la Semifond Fond, avem atleți din Kenya și Etiopia. Dacă ne uităm la proba de maraton, la aproape toate maratoanele vedem numai sportivi din Africa, din Kenya și Etiopia.
puțini europeni vedem în primele trei locuri. Dar la femei am avut cam tot timpul acolo între atletele africane. Deci nu a fost ceva greu pentru noi ca femei să avem rezultate în sport. Ori probabil că suntem mai serioase, asta nu știu sigur, mă refer la mine, eu am fost foarte serioasă în ceea ce am făcut și am muncit foarte mult și mă gândesc că și alte atlete sau alte sportive în alte sporturi au făcut același lucru, pentru că am stat cu foarte multe sportive în cantonament. Stăteam în cantonament în Snagov cu fetele de la canotaj, care cu Elisabeta Auț, cu Vera Cochelea. Sunt foarte, foarte multe canotoare care am stat în cantonament cu ele și ne-am văzut cum munceau și ele, cum munceam și noi. Și deci au făcut, au muncit și au avut rezultate. Cred că băieții sunt puțin mai comoși decât noi femeile, deci suntem puțin mai puternice. M-am uitat în palmaresul dumneavoastră, aveți rezultate extraordinare. Aș vrea doar primele 5 care țineți la ele să ni le enumerați în acest moment. Păi cea mai importantă medalie este medalia de la Jocurile Olimpice de la Beijing. După medalia de la Beijing este medalia de bronz de la Campionatul Mondial de la Helsinki din 2005, medalia de aur de la Campionatul Mondial de semi-maraton din 2005 din Canada, medalia de bronz de la Campionatul Mondial din India de semi-maraton. Și am avut și pe proba de cross în 1999, la crossul european, locul 2, medalie de argint. Deci am câteva medalii. Parcă și ceva prin Chicago. Acolo sunt, deci am câștigat maratonul de la Chicago, dar vorbeam de medalii importante. Ca și competiții importante în cariera mea de sportiv a fost maratonul de la Chicago, când am făcut record național 2:21 pe maraton, 2:21:30, care și acum este în picioare recordul național. Este maratonul de la Londra în 2003, când am alergat cu Paula Radcliffe și Paula Radcliffe a făcut cea mai bună performanță mondială, 2:15, iar eu am intrat în elita mondială cu 2:23:45, am venit pe locul 2 la maratonul de la Londra. Deci am foarte multe maratoane câștigate și venite în primele 3 pe podium. Dar vorbind de medalii, cele pe care le-am menționat sunt cele mai importante. Aș vrea să facem un exercițiu, de fapt dumneavoastră să-l faceți. Este interesant pentru noi, pentru publicul larg, pentru cei care ne urmăresc, ce simte un campion. Cu siguranță vă amintiți momentele de la Beijing, nu pot fi uitate. Când a fost emoția cea mai puternică? În momentul când ați trecut linia sau când ați urcat pe podium alături de celelalte două câștigătoare? Când am urcat pe podium, pentru că când am trecut linia de sosire nu venea pur și simplu să cred că am câștigat medalia de aur. Bineînțeles, eram pregătită pentru o medalie la Jocurile Olimpice, dar nu de cea de aur. Când am urcat pe podium, atunci am realizat chiar am medalia de aur la gât și pur și simplu în momentul când mi-a cântat imnul României și steagul României a urcat cel mai înalt, vă dați seama că emoțiile alea nu poți să le uiți niciodată. Deci, sunt niște lucruri în viață care se întâmplă probabil o dată în viață și momentele astea nu le uiți niciodată, cele mai frumoase momente din viață. Continuăm cu încă un exercițiu. Să presupunem că vă aflați în fața unor adolescente într-un liceu. Sunteți un model pentru multe tinere, pentru multe femei. Ce le-ați spune? Ce le-ați sfătui? Cum să privească spre viitor? Da, este greu la noi în România acum, după cum văd eu. Sfatul meu către adolescente este, pentru că și eu am fost ca ele și am muncit foarte mult ca să ajung unde am ajuns. Bineînțeles că acum cu noua tehnologie, mai important este calculatorul, telefonul, dar pe lângă aceste lucruri, noi uităm să zâmbim, uităm să comunicăm cu oamenii de lângă noi și eu le îndemn pe tinerile adolescente să mai lase computerul și celelalte
lucruri deoparte și să comunice cu colegilor, să lupte pentru ceea ce vor să facă în viață. Chiar dacă intră într-o depresie, să lupte cu depresia, să caute un psiholog. Văd foarte multe tinere care le rușine să meargă la un psiholog, probabil pentru că zice lumea că poate sunt, nu mai sunt zdravă la minte, da? Nu mai sunt sănătoasă. Nu e adevărat. Trebuie să luăm ajutor de unde putem și atunci trebuie să avem curajul să mergem la un psiholog. Trebuie să avem curajul să facem orice în viață. Deci niciodată să nu se dea înapoi, să lupte pentru ceea ce vor în viață. Proiectul nostru l-a început, s-a numit Succesul la Feminin, după aceea am sintetizat în Temeraria tot ceea ce vrem noi să facem. Sunt femei foarte multe de succes și în România. Acum depinde și succesul cum îl vedem. Este succes sănătos, cum este al dumneavoastră, prin muncă. Sunt alte femei care ajung pe alte căi la un anumit succes. Noi ne-am gândit să aducem în cadrul celor 15 interviuri, dacă nu mai multe, femei chiar din mediul rural, care în mica lor comunitate reușesc prin atitudine și prin acțiuni să schimbe în bine comunitățile. De curând dumneavoastră ați realizat la București acel maraton. Ne spuneți câteva cuvinte despre când a început, cum a început. Vă implicați, de fapt, în viața sportivă din România. Da, da, în continuare mă implic în sport pentru că asta am făcut toată viața. Competiția pe care o organizez la București a început în 2016. Deja anul acesta a fost a patra ediție, în 2019. Se numește Bucharest International 10K. Am avut și cursă de 21 de kilometri, semimaratonul, jumătatea probei mele speciale, care am luat medalia de aur de la Jocurile Olimpice. Dar să nu uităm că și la semimaraton am medalie de aur la campionatul mondial la Edmonton. Este o competiție de suflet pe care eu am luptat foarte mult să obțin această competiție, să o fac așa cum eu îmi doresc și cum eu am participat la competițiile internaționale. Poate multă lume nu m-a înțeles când am venit prima dată în București, în România, să fac acest concurs. Foarte multă lume îmi zicea, dar doamnă, faceți noastră concursul în parc. Zic, nu asta vreau să fac, doar un concurs în parc, vreau să fac un concurs internațional. Un concurs cum eu am alergat la competițiile internaționale. Foarte mulți amatori, foarte multă lume a început să facă mișcare la noi în țară și asta mă bucură. Foarte multe femei, vorbind de femei acum, după medalia mea de la Beijing, s-au apucat să facă mișcare. După o vârstă foarte înaintată, văd femei acum de la 40 de ani în sus care fac multă mișcare, care merg în parc și aleargă. Și asta nu are decât să mă bucure că văd femeile că fac mișcare și de aceea am adus și acest concurs în România să îl organizez. Pentru că vreau să văd că crește sportul la noi și pe lângă sportul de masă pe care eu îl fac în București, am și sportul de performanță, deci fac două lucruri frumoase într-o competiție. Și anul acesta a fost a patra ediție, de la prima ediție la a patra ediție a crescut competiția foarte, foarte mult, am ajuns aproape la 2000 de participanți la concurs și concursul crește de la an. Într-adevăr este foarte greu. E foarte greu și dar lupt în continuare pentru că sunt o luptătoare. O temerară, așa cum v-am identificat și noi. Așa este, pentru că dacă nu luptăm pentru ceea ce ne dorim să facem în viață, nu reușim. Și nu mă voi lăsa până nu voi aduce competiția asta la nivelul internațional. Competiția este la nivel internațional, dar nu am posibilitatea să aduc sportivii de cea mai înaltă speță. Vă doriți acest lucru, nu? Îmi doresc pentru că știu ce înseamnă să aduci un sportiv la cel mai înalt nivel la o competiție de genul acesta. Se poate face un record mondial pe traseul respectiv, se poate face un record național, deci se poate face lucruri. Și pe lângă asta, străinii vizitează România, aducem asta, și turiști. Asta voiam să vă întreb, care este impactul asupra Bucureștiului, până la urmă, unei astfel de competiții, că dumneavoastră ați participat în alte mari capitale ale lumii la
astfel de competiții. Cel mai mare impact este străinii vin din afară, participă la competiția lui Constantin Adiță și vizitează Bucureștiul, vizitează România, văd lucrurile frumoase, care văd istoria României care noi o avem și atunci asta eu vreau să fac pentru România, să aducem turism cât mai mulți oameni, hotelurile vor fi mai pline cu mai mulți străini, restaurantele, deci aducem și un venit României pe lângă competiția pe care o avem. Eu cred în acest proiect și nu o să mă las până... Păi tocmai e la a patra ediție, dacă... Da, a patra ediție. Da, a patra ediție, la anul va fi deja la a cincea ediție. Chiar dacă nu am sponsori la această competiție, foarte multă lume mi-a zis, ați dat banii din buzunar de la dumneavoastră. Zice, cum puteți să faceți lucrul acesta? Pentru că îmi doresc să mai fac ceva pentru România și lupt în continuare să fac ceva pentru România. Și asta le îndemn și pe femei, să lupte în continuare pentru ceea ce vor să facă în viață. Să nu ne lăsăm așa de ușor influențate că dacă ne lovim de ceva, să renunțăm imediat. Nu, să mergem mai departe și să luptăm. Și competiția crește de la an la an foarte aveți frumos. Aveți în vedere și alte competiții? Spre exemplu, dacă... Ne uităm aici în jurul nostru, spuneați că primul cross sau prima competiție de aici, de la Coloană, a fost. Aveți de gând să vă implicați și în Târgu Jiu, în județul Gorj? Da, îmi doresc de foarte mult timp să fac o competiție în orașul din care eu am pornit ca sportiv de performanță. De aici, aici am crescut, aici am luat primele medalii naționale, primele medalii mondiale, de aici, din județul Gorj, de la Târgu Jiu. Primul concurs care a fost la Coloana Infinitului și îmi doresc ca să aduc ceva înapoi Gorjului. Poate pe viitor vom face o competiție chiar cu startul de aici, de la Coloana Infinitului. De ce nu? Ar fi foarte frumos pentru că avem Ata Istoria, avem capodoprele lui Constantin Brâncuș. De ce să nu arătăm lumii întregi ce frumusețe avem noi în țară? Chiar 30 zilele trecute și de 1 mai, parcul central a fost plin de turiști, foarte mulți turiști zilele acestea în Târgu Jiu și dăm dovadă că avem potențial. Așa este, Târgu Jiu este un oraș mic, dar foarte frumos și cu o istorie foarte bogată. Pentru că în America, dacă cineva te întreabă de unde ești și spui România, Constantin Brâncuș. Deci, imediat știu de Constantin Brâncuș. Bineînțeles că în America știu foarte mult de numele meu pentru că am alergat foarte multe competiții acolo, dar prima reacție a lor este Constantin Brâncuș. Deci, trebuie să spunem celor care ne urmăresc că dumneavoastră, ca de altfel mai toți campionii, trăiți în America. De ce ați ales să trăiți în America? Fiind sportiv, am ales condiții bune pentru pregătire. Poate mulți m-au judecat la început când am plecat în Statele Unite în 2001, dar eu am plecat pentru condițiile care le-am avut acolo. Pentru proba de maraton, nici la ora actuală nu avem condiții de pregătire. În momentul când am ajuns în statul Colorado la competiția Boulder Boulder 10 km, am zis, eu aici voi rămâne să mă pregătesc pentru următoarele campionate mondiale. Asta am făcut. Am văzut condițiile de acolo, aveam o altitudine foarte bună pentru pregătire, adică 2800 de metri. Locuiam la 1600 și mergeam la antrenamente până la 2800 de metri. Aici în România nu aveam condițiile astea și atunci de asta am ales Statele Unite. Și în continuare locuiesc acolo, am terminat cu sportul de performanță, dar asta nu este un lucru care mă ține neapărat să rămân în Statele Unite. Pot să vin oricând în vă România. Vă gândiți să reveniți definitiv? Da, mă gândesc, pentru că sunt eu mai patriotic așa și tot timpul de asta nici n-am luat medalia pentru altă țară și am luat-o pentru România, pentru că tot timpul m-am gândit acasă să mă reîntorc de unde am plecat. Poate o campioană influența lucrurile în bine? Sigur că da, nu numai o campioană, orice om de succes poate influența lucrurile în mai bine la noi în România. Ați încercat să vă implicați într-un fel? Din ceea ce știu eu, parcă ați fost implicat într-o campanie în liceele din Gorj cu sportivele, ceva de genul acesta cu anii.
Da, în urmă cu mulți ani am făcut ceva și am făcut ceva crossuri, dar acum în România merg și merg cu Comitetul Olimpic Sportiv Român, promovăm sportul în licee la copii, merg și le vorbesc copiilor în școlile generale, pentru că noi fiind modele pentru ei, poate se gândesc să facă ceva în viață. Ce le spuneți? Cum reacționează când întâlnesc o campioană? Că până la urmă asta este cea mai mare bucurie a lor. Sunt foarte curioși să asculte povestea pe care noi am trăit-o ca sportivi și unde am ajuns. Pentru că și noi am fost ca ei și ei poate când vor fi ca noi o să povestească la alți copii, la alte generații. Și deci erau foarte curioși de tot ceea ce s-a întâmplat în cariera mea ca sportivă. Haideți să vorbim și despre sport în general. Dumneavoastră știți cum merg lucrurile, știți cum au fost lucrurile înainte. Cum vedeți diferența dintre anii 15-20 de ani în urmă și acum? Care este viața unui sportiv? S-a schimbat în bine, s-a schimbat în rău? Din ceea ce vedem și noi, publicul larg, medaliile nu mai sunt cele care erau odată. Da, este foarte greu să vorbim de lucrul acesta, dar eu cred în continuare că România are potențial să ajungă și să ia medalii la Jocurile Olimpice. Pentru că văd foarte mulți copii care fac sport, dar trebuie să fie și atenți mai departe, pentru că dacă un antrenor forțează un copil de mic să facă decât un sport, eu asta am învățat în Statele Unite, fiecare copil face mai multe sporturi și la început face mai mult în joacă și pe parcurs copilul alege ce sport vrea să facă. La noi, pentru că salariile sunt foarte mici, ce văd în atletism, unii dintre antrenorii forțează pe copii să ia medalii la naționale. Acum s-au scos, e primul an când se scot campionatele naționale de copii, copii 3, copii 2. Pentru că dacă aveam campionate naționale de copii, dacă noi forțam copiii să ia medalii, atunci mai târziu ce le facem la copiii ăia? Pentru că copiii peste 2-3 ani nu mai fac sport. Și acum un an de zile am fost la campionatul național de copii în sală și am văzut peste 1000 și ceva de copii la campionatul național. Dar după un an nu am mai văzut nici, cred că, 200 de din toți copiii care i-am văzut acolo. Asta e lucru pe care noi nu ne dăm seama că greșim. Într-adevăr că salariile nu sunt bune la noi în țară, antrenorii, profesorii forțează puțin mâna să-și ia salariul, să ia un, pentru că se dă 25% pentru medalii dacă iei de la minister în plus la salariu. Dacă noi am avea un salariu mai bun în România, fiecare om și fiecare profesor și fiecare antrenor pe părticica lui atunci ar sta liniștită și ar face cu copiii respectiv ceea ce trebuie să facă. Și noi trebuie să știm când să renunțăm ca antrenori, vorbind în atletism, sunt antrenori care știu copiii să-i ducă până la un nivel. Sunt antrenori care știu să-i ducă pe tineret până la senior. Sunt antrenori care știu să ducă sportul la marea performanță. Dar noi suntem învățați să ținem de un copil de când îl luăm de mic până ajunge la performanța, până la marea performanță, dar acolo nu mai are rezultate. Și care ar fi soluția? Să-l lăsăm pe copil să plece la un alt antrenor care știe să lucreze la marea performanță. Deci mai sunt și orgolii la noi, că de ce să lasă eu copilul să plece la altul seminar, eu l-am crescut. Nu, dacă antrenorii care cresc copiii ar avea și ei un venit în momentul când copilul ar pleca mai departe, ar fi și s-ar mai regla bine. Lucrurile. Bineînțeles, astea sunt lucrurile care ar trebui România, să se regleze la noi în România. În România, pentru că așa putem. Din păcate, încă orele de sport sunt considerate de profesori neutile și hai să facem matematică, hai să facem orice altceva, dar sport să nu facem. Dacă vrei să faci matematică, trebuie să fii sănătos, să gândești. Și dacă faci mișcare, dacă faci sport, este sănătate. Deci și mult mai limpede la minte după oră de sport. Corect. Deci toate se leagă. Sportul cu matematica și cu totul se leagă toate. Și eu încurajez să se bage cât mai multe ore de sport în școli. Pentru că și în afară sunt foarte multe ore de școli pe săptămână. Din câte am înțeles la noi, cred că sunt maxim 2 ore pe săptămână. Nu, ar trebui să fie aproape zi de zi
câte o oră de sport în general, în licee și așa mai departe. Din păcate, la noi nu se mai țin prea multe ore de sport. Este clară diferența dintre societatea din Statele Unite ale Americii și cea din România, să spunem. Când veniți acasă, care sunt problemele cu care vă confruntați? Da, sunt multe probleme care sunt legate de sistem, dar încerc să lupt, să le rezolv și le rezolvăm până la urmă. Asta ține de... După atâția ani de stat afară, credeți că s-au schimbat destul de mult lucrurile la noi? S-au schimbat multe lucruri, pentru că este altă generație și copiii gândesc altfel, că zic, de ce nu sunt rezultate în sport. Copiii gândesc altfel, nu, sunt mulți care nu mai vor să forțeze la antrenamente. Ținând cont că eu am fost la atletism, văd ce se întâmplă în atletismul nostru, noi nu avem rezultate la atletism. Nu știu, că sper ca cel puțin să calificăm 10 sportivi la Jocurile Olimpice din 2020. Avem câțiva sportivi buni, dar trebuie să-i ajutăm. Că dacă nu îi ajutăm, se pierd și pe cei care îi avem. Asta trebuie să luptăm noi, să facem cât mai mult pentru sportivii pe care îi avem și copiii cresc de la școli, de la licee, până ajung la performanță. Și antrenorii știu ce trebuie să facă cu copiii ca să ajungă la performanță, ca noi să avem performanță la seniorat. Luptăm în continuare, avem câțiva sportivi și eu mă refer și la federații și la minister, pentru că venitul vine de la minister, nu vine din altă parte, bugetul, și trebuie să facem infrastructură. Dacă mergem pe stradă să facem cum se aleargă la maratonul de la Londra, sunt numai mașini, deci nu avem baze pentru pregătire cum trebuie. Trebuie să investim mai mult în infrastructură. Când veniți acasă la Turcurea, ce sentimente trăiți? De ce vă aduceți aminte? Cum vă simțiți? Mă simt foarte bine acasă și mi-au aminte de toate clipele frumoase ale copilăriei. Noi am avut o copilărie foarte frumoasă. Cum mergeam cu animalele la câmp, cum stăteam pe câmp când se trăiera grâul, pe miriștie, mergeam la pădure, mergeam prin pădure când culegeam viorele, deci toate momentele frumoase, când cânta dimineața cucu, când l-auzeam, acum chiar l-am auzit zilele trecute, deci este un lucru de nedescris. România este România, este țara mea și mă întorc cu mare plăcere tot timpul acasă și mai ales în comuna în care am copilărit. Este un lucru senzațional să te întorci și să-ți vezi dealurile pe care ai alergat ca copil, să vezi casa părintească unde te-ai născut, să vezi vecinii. Bineînțeles că foarte mult vecini au mai murit, dar sunt generațiile celelalte care au fost de vârstă cu mine și ne întâlnim din când în când. Este un lucru foarte frumos să-ți vezi consătenii. Femeile din România au altă viață față de femeile din America, să spunem. Este adevărat? Așa e. Da. Eu le urez tuturor femeilor, în primul rând, sănătate și să lupte pentru ceea ce vor să devină în viață, pentru că este important să nu se lase niciodată, chiar dacă este femeie, trebuie să lupte până la cap, pentru că suntem puternice și am dovedit prin nenumărate succese că suntem puternice și le doresc multă, multă sănătate și forță de luptă să lupte în continuare. Eu vă mulțumesc mult pentru că ați fost astăzi alături de noi în Parcul Coloanei Infinitului. Trebuie să mulțumesc Kaufland România pentru sprijin, să mulțumesc Fundației pentru dezvoltarea societății civile și să nu uităm pe domnul primar al municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, care a reacționat rapid la solicitarea noastră și ne-a sprijinit să fim astăzi aici. Am avut alături de noi, în Parcul Coloanei Infinitului, pe atleta campioană olimpică, Constantina Diță.